A fost foarte necesară această investiție. Am construit 4,7 km rețea de apeduct. Acești ultimi 4 km erau cu țeavă veche de metal în care curgea apa, deseori se spărgea țeava. Oamenii aveau pierderi, întreprinderea municipală la rândul ei avea pierderi. Și a fost binevenit și la țan, cum spunem noi, acest proiect pentru a asigura toată populația cu apă de calitate în Slobozia Mare. Tocmai am asistat la tăierea panglicii pentru un proiect de alimentare cu apă. Peste 200 de gospodării vor fi alimentate și vor avea apă la standarde europene. Proiectul acesta este un parteneriat, marca programului Comunitatea Mea. Lucrăm îndeaproape primăria cu Consiliul Local, cu cetățenii din Slobozia Mare. Am lucrat în așa fel încât acest proiect să fie durabil, să reprezinte prioritatea și interesul cetățenilor din Slobozia Mare. We're celebrating here today a partnership between the citizens and the local government, creating the extension of this water system to provide clean, safe water to the larger part of the community. That's very important for us, for them. It helps to improve the life of this village. It helps to improve the ability to have tourism and have people come to the village. So it's all around helping to improve families' lives, which is so important for us. Acest proiect este foarte vast pentru că consolidează capacitățile de lucru ale funcționarilor primăriei și plus infrastructură. Acum gospodinile au apă la robinet în casă, munca femeilor s-a ușurat, munca bărbaților și copiii au apă de calitate și toată lumea într-un final are apă bună în Slobozia Mare. Slobozia Mare ar fi cel mai înalt punct, niciodată nu s-a ajungea apă. Nu puteam în o gradă să răsădim nimic absolut. Era greu. Aduceam apă cu tractoarele, cu cisterna. Dacă vreiai să iei o căldare de apă, trebuia să te scoli la 1, la 2 noaptea ca să dovedești să iei apă, că pe urmă ziua nu mai exista apă pe tras. Înainte era foarte greu, țevile erau foarte proaste, se spărgea din zi în zi, când aveam apă, când nu aveam, aduceam cu transportul, aveam apă când era sezonul să udăm grădina, nu era apă. Acum, ce să vă spun, foarte bine, avem apă non-stop, curată, bună. Acum că avem apă, o ajut pe mama să spele vesela după ce mâncăm, o ajut să ud plantele. Ne jucăm cu apa. Apa este totul. Este sensul vieții. Sănătatea noastră depinde de apă, de apă, de calitatea ei. Sperăm că viața noastră se va îmbunătăți foarte mult. De 2 luni de grabă, noi avem apă zi și noapte, cu o presiune nemai văzută. N-am mai văzut așa presiune de când trăim aici în Slobozia Mare. Foarte mulțumitor pentru că ne-a dat viață. Asta e viața noastră.